Tana, te ascultăm. Ce ai aflat? Ce se întâmplă? Bun găsit. Alerta a fost dată cu minute în urmă, atunci când mai multe explozii au fost auzite în capitala Kiev. Potrivit presei, este vorba despre un atac cu rachete, despre un atac cu rachete hipersonice, vorbim de rachete Zircon și Onyx-M, care ar fi fost lansate către Kiev din teritoriul Crimeei, dinspre Crimea. Desigur, alerta s-a dat imediat, sirenele au început să sune pentru ca oamenii să poată fi evacuați. În imaginile care au fost postate pe rețelele de socializare se pot auzi atât explozii cât și sirenele care anunță pericolele. De asemenea, există mai multe filmulețe care arată și cum zeci de copii sunt evacuați din școli și duși la adăpost, în adăposturile antiaeriene. Nu există încă informații clare despre pagube. Aparent, atacul este încă în desfășurare, dar știm că în ultima săptămână rușii au atacat furibund Ucraina. Președintele Zelenski spunea aseară că rușii au folosit aproape 190 de rachete, 142 de drone și 700 de bombe aeriene ghidate în ultima săptămână. Atacuri au avut loc și ieri, inclusiv la Lviv, aproape de granița cu Polonia. Acolo, una dintre rachetele de croazieră lansate de ruși a încălcat inclusiv spațiul aerian al Poloniei, care cere acum explicații de la Moscova. Așadar, alertă în capitala Kiev, unde au fost înregistrate mai multe explozii în această dimineață. Ar fi vorba despre un atac cu rachete hipersonice. Acestea sunt informațiile pe care le avem până în acest moment, dar vom reveni cu noi informații în jurnalii următoare, imediat ce le vom avea. Siguranță, în perioada imediat următoare vor apărea informații noi în legătură cu ce se întâmplă în aceste momente în Ucraina, în moment în care, cu siguranță, vă vom ține la curent cu situația de acolo, mai ales că am văzut că în ultimele zile Rusia atacă tot mai dur Ucraina, inclusiv capitala Kiev.